GFVIP 7, la madre di Nikita Pelizzone interviene sui social dopo la sono state dette parole gravissime nei suoi confronti, ognuno ne risponderà nelle sedi opportune. La madre di Nikita Pelizzone è tornata sui social per informare il pubblico del Grande Fratello VIP che il team e la famiglia della figlia hanno proceduto a diffidare alcuni concorrenti del reality show. Dopo aver seguito la 34esima puntata, andata in onda ieri sera, ha pubblicato un post su Instagram elencando punto per punto tutte le presunte accuse rivolte dai vipponi a sua figlia. Sulla base di queste vicende, il team ha annunciato le diffide e la volontà della madre di poter incontrare la figlia. Lo scritto si conclude con grazie a tutti del sostegno, a firma del team della Pelizzone. De când aveam mol, de când nu știai ce-i un miscol, de când ascultam gangsta rapper bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor. Vă întâlniți în Tristor la 0 grade viscol. Nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol. Transpir hip-hop prin pori, bile mari, țintor. Că știi că după trimit ciocanul mare înspre cer și dau și-o scarul mare. Astrologia treabă ca urmare. Sunt dus cu capul, dus cu capul, zic. Și-o spătesc cu jos ponta, sus cu rapul. Ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul. De când mai toți ziceau că muzica a pus cu rapul. Și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta. Liric vorbind, să ajungă la ea doar nasa cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda.